Drobeta Fly-In este evenimentul acestui weekend. Sâmbătă 29 iunie, mehedințenii și nu numai sunt așteptați să ia parte la cea de-a 12-a ediție a spectacolului aeronautic Drobeta Fly-In International Aero Fest, eveniment aeronautic așteptat cu nerăbdare de iubitorii de adrenalină și de distracție. Locația este aerodromul Drobeta, situat pe dealul Balota. Cum urcați în vârful dealului este un indicator la dreapta către Bâcleș. Urmați drumul 6 km, treceți pe lângă releul de televiziune, o să mai treceți pe lângă alte două relee mai mici și pe partea stângă, chiar în marginea drumului, este hangarul, se pot vedea avioanele, o să fie mult public acolo. Deci nu aveți cum să intrați pe drum și să ratați cumva locația. Suntem la 12-a ediție, în premieră anul acesta aș vrea să și anunț că eu am devenit instructor de zbor și pot să pregătesc tinerii interesați să devină piloți pe aceste tipuri de avioane de două locuri. Practic, cu această categorie de avioane începându-se pregătirea pentru avioanele de linie. Evenimentul este organizat de Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României și inimoșii parteneri privați cu sprijinul autorităților locale. Sunt inițiatorul acestui proiect încă din 2008, când am realizat o primă ediție pilot, să-i spunem așa, de probă, să văd cu ce probleme o să mă confrunt când organizez una reală. Atunci a fost una în iunie și în septembrie, atunci am făcut deschiderea oficială a aerodromului, atunci am tăiat panglica. Publicul are accesul liber, astfel încât sunt așteptați cât mai mulți spectatori, de la cel mai mic la cel mai vârstnic, să se bucure de spectacole de acrobație aeriană și parașutism. Drobeta Fly-In va începe la ora 11, distracția și spectacolul fiind garantate.